Bună seara și bine v-am regăsit, stimații telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În următoarele 45 de minute vă invit să asistați la o discuție axată pe investițiile străine, cese și schemele de fapt corupte din Chișinău. Aceasta este de fapt și tema unei conferințe de presă desfășurată în prima jumătate a acestei zile. Ne-am propus să discutăm despre aceste scheme, să încercăm să vedem care sunt argumentele organizatorii acestei conferințe de presă, despre care pomeneam un pic mai devreme, și de fapt care sunt perspectivele dezvoltării acestei capitale. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Sergiu Ungureanu și cu Vitalie Voznoi. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Ungureanu, vreau să încep cu dumneavoastră. Atunci când ați prezentat conferința la care am făcut trimitere în repetate rânduri, spuneați despre o schemă bine pusă la punct, despre proiecte așa zise europene, dar care până la urmă sunt lipsite în primul rând de transparență și un șir de nereguli. Haideți să rămânem în albii acestor probleme și să explicăm telespectatorilor, pornind de la necesitatea organizării unei astfel de conferințe și să ajungem la încălcările propriu-zise. Da, deci este o problemă foarte mare. Dacă să ne axăm pe corupția și schemele de corupție care există în primărie, cred că ar trebui să avem nu doar o emisiune, dar zeci de emisiuni ca să elucidăm toate schemele și cum au avut loc acestea și fiecare emisiune, credeți mă, va fi foarte interesantă, pentru că există lucruri care trebuie scoase la iveală. Dar iată că astăzi, 7 aprilie, o dată, cum să spunem, importantă pentru istoria Republicii Moldova, istoria recentă, considerând că de la 7 aprilie s-au schimbat ceva lucruri, de atunci sunt politicieni care fac tam-tam pe chestia asta și spun permanent că mergem spre Europa, mergem spre reguli noi europene, așteptăm investiții europene și așa mai departe, dar observăm că acele vicii sau care erau sau la care se făcea referire atunci s-au împuternicit, s-au făcut și mai puternici, acum avem corupție la practic la toate nivelele și este foarte greu acum să ieșim pur și simplu așa foarte ușor din aceste scheme și în special acest viciu precum corupția a pătruns în primăria municipiului Chișinău și iată observăm că și acele companii, acele noi investiții care vin, care se pretind a fi europene, se pretind a fi benefice, au intrat foarte bine și ele în comun cu schemele care au fost puse la punct în primărie, au fost puse la punct cu ajutorul unor schematici din ăștia care sunt doar puși pentru a face scheme în primărie. Deci și lucrează și foarte bine, mersi. Deci care este scopul? Să acceadă la careva resurse mai ieftin, să facă ceva mai cu mai puțin bani. Deci lucrurile astea deja trebuie elucidate. Noi ne vom putea opri concret la fiecare din acestea, dar iată așa ca un început, ca să știm că tot ce e cu ce se acoperă astăzi primăria și când auzim discursuri pline de patos ale lui Dorin Chirtoacă, cum că ne spune că iată, avem proiecte europene și cineva îi pune bețe în roate, că cineva nu înțelege că aceste proiecte foarte utile. Deci să nu uităm că foarte multe din acestea, mai ales iată ultimele care le-a adus el de mânuță, le-a adus în chișinăuienilor ca să ne le pună pe masă, sunt cu grave încălcări care sunt pe foi întregi, sunt pe câte 20-30 cu adresări la organele de forță, deci le vom prezenta și vom face referință la toate acestea, dar toate aceste proiecte quasi-europene ale lui Chirtoacă, de cele mai multe ori, iată, se dovedesc a fi niște scheme de corupție care iarăși trebuie elucidate și trebuie puse la punct. Domnule Voznoi, aceste scheme am înțeles că nu sunt de ieri de azi, au o istorie. E așa? Da. Da. Noi am observat în anul 2014, când prima dată am venit în primărie, că în primul rând este schema de, așa zis, răspiluri, da? Când împărțirea loturilor de pământ este pusă pe cale. Și fiecare lună vreo 200 de astrumpleant care eu personal am distribuit la consilierii municipali în 2014. Și aici se spune că noi avem 200 de întrebări cu oficii și cu loturi de pământ, dar noi nu putem să vorbim despre Centrul Cultural Buciumul, ca exemplu. Da? Ce avem și ce nu avem. Și fiecare lună noi am venit cu așa fel de materiale și am spus că iacă, am observat că există la timpul acela undeva vreo 18 scheme de corupție. Acum
noi deja vedem vreo 25 scheme de corupție. A mai crescut între timp, da? Da, da, da. Cam este și mai bună specializație, da? De atât că, cum a spus un procuror de CNA, când ieri noi am fost la o conferință de presă, sunt așa fel de reșalcike în primărie, da? Oameni care știu în domeniul de loturi de pământ, de achiziționări publice, alte domenii, cum să aibă acces liber la funcționari publice. Ca să soluționeze anumite probleme. Da, să nu iau mică personal. Da, dar să fie un fel de bufer, da? Dacă cineva din CNA sau CNI este interesat cine a luat mită, să fie această persoană. Și iată de ce noi... Da, și ultimul caz cu Park Light System, asta a fost într-adevăr așa o fățărnicie din partea și domnul primar și domnul Gamrețchi. De fiecare dată când noi venim cu întrebări, el spune, personal Gamrețchi, el spune că ei, voi, nu știu... Nu sunteți special. Nu, că voi puneți presiune? Da, presiune și interdicție, de tătă că este anume proiect european. De tătă că voi sunteți cu alte viziuni din stânga și iată de ce voi puteți. Dar acum noi vedem că teți împreună și din Partidul Popular European, și domnul Ștefaniță, și din partidele, așa zis, din partea stângă, da? Nașa partia, PCRM, PSRM, toți sunt împotrivă. Și desigur că este, pentru mine este personal, asta și netransparență și fățărnicie. Domnule Ungureanu, haideți să discutăm despre darea în arendă a unor loturi de pământ, în mod special în sectorul Ciocana și, de fapt, constituirea unei piețe agroindustriale. Însă, spuneați iarăși și în cadrul conferinței de presă, avem 8 ani de zile și documentele se tot schimbă. Se tot schimbă și se schimbă și destinația, se schimbă și, deci, se emit apoi autorizații de construcție cu încălcări, deci la început trebuia să fie piață agroalimentară, agroindustrială, deci cu un anumit, într-un termen de 2 ani trebuia să se realizeze. Apoi după aceasta se schimbă foarte repede documentele, așa spunem, ca prin magie, și apoi conform acestor schimbări de documente iarăși se eliberează o nouă autorizație de construcție, care iarăși cu încălcare, pentru ca să elibereze această autorizație trebuie să se consulte documentele pentru ce s-a dat inițial acel lot. Acum, când au loc anumite lucrări de excavații, de evacuarea solului fertil și așa mai departe, se dă răspuns cum că acolo lucrările le efectuează Termoelectrica sau o altă companie de gestionare. Da, Termoelectrica. Deci, lucruri care deloc nu seamănă așa, pentru că nu este o tranșee, nu este un canal, pentru că știi cum lucrează Termoelectrica. Sapă un canal, schimbă țevile, astupă, deci sunt niște lucruri foarte specializat cunoscute, dar acolo a fost luat un teren întreg care a fost pur și simplu excavat, nivelat, deci se pregătește pentru o construcție capitală și nici de cum nu seamănă a fi piața aceasta, pentru că după cum spuneam și avem și documentele, domnul Voznoi poate să prezinte mai concret în ce etate. Asta decizie Consiliul Municipal și aici în punctul 3 se spune că a fost dat pământ pentru construirea pieței agroindustriale. Da. În punctul 4-6 se spune va construi obiectivul în termen de 2 ani și va da în exploatare. Corect. A doilea document care se dă în 2008 și deja este schimbarea, construirea unui centru comercial tip mall. Asta deja depășire atribuțiilor. Pentru ce acum are domnul primar dosar penal? Aici trebuie să fie pentru domnul Grăzavu. Dosar penal. Lui. Da, dosar penal. A treilea document care noi avem, asta răspuns de la domnul Zolotcov la doamna care este antreprenor, Ani Road Glee. Și el este dotat de 3 noiembrie și se spune că prin examinarea documentației de proiect și luând în considerare complexitatea obiectivului hipermarket Kaufland. Și să înțelegem că s-a schimbat destinația de 3 ori, cel puțin, da?
Nu, nu, nu. Și să permite anumite lucrări, să spunem așa. Da. Dar numai în decembrie se dă certificat de proiectare. De unde domnul Zlatkov a știut în noiembrie că o să fie dat acest certificat, eu nu știu. Și el a fost dat la firma Annie Road Glee, nu la firma Kaufland. Deci aici, prin intermediar da, se acționează. Da, în toate aceste documente noi nu vedem firma Kaufland. Asta este și o altă problemă, că noi vedem numai oameni care sunt antreprenori, dar nu este un antreprenor sau investitor, așa zis, principal. Noi nu vedem pe acest investitor. Noi am văzut numai pe dezbateri publice, când a fost în luna ianuarie, da? Și noi măcar am observat că se prezintă cineva de la compania Kaufland sau un jurist. Aceeași schemă noi vedem acum cu Park Lake System. Că noi nu vedem pe oameni care prezintă acest proiect, numai la conferință de presă. Dar nu se vede nici la dezbateri publici, nici la Consiliul Municipal. Și eu cred, iată de ce eu acum port acest maiou, că eu consider că asta este un fake investitor. Da. Domnul Ungureanu, foarte multă lume bănuiesc care ne privesc acum se întreabă, raportat la aceste șantiere de construcții, conform legislației ar trebui să existe o tabliță, un indicator a celor care execută aceste lucrări, celor data începerii, data exploatării și așa mai departe. Da, deci în mod normal trebuie să fie un tabel informativ, da, un panou care să indice acel panou, cine este antreprenorul, care este începutul, cine a aprobat, deci o serie întreagă de informații care iarăși nu sunt prezente la acele locuri, la acele șantiere. Și mie îmi pare foarte rău dacă o anumită companie care se respectă, care este prezentă la nivel internațional, vine prin asemenea intermediari sau prin asemenea scheme ascunse. Dacă totuși se vrea să merge deschis, deci trebuie să se meargă deschis și să nu încercăm să folosim tertipuri de tot felul care sunt... Nu știu, probabil le-a fost propus, probabil această schemă le-a fost insuflată de către angajații primăriei care le-au spus că aici așa se hotărăsc întrebările, că aici mai ieftin în felul următor și așa mai departe. Deci lucrurile astea care până la urmă ne pun pe noi în gardă și noi trebuie să scoatem la iveală, pentru că apar fel de fel de centre comerciale, mall-uri și așa mai departe în Republica Moldova, care sunt considerate ca investiții internaționale, investiții dragdoamte europene, dar dacă să ne uităm să analizăm la multe din acest, nu vreau acum să fac referință anume Kaufland sau ceva, dar multe din acestea care au fost aduse de către primărie au venit cu investitori care sunt înregistrați în zone offshore, cu anumite încălcări care sunt de terenuri, de așa mai departe, folosindu-se aceste scheme care deja sunt foarte bine puse la punct. Deci aceasta trebuie pe noi să ne îngrijoreze și toate aceste acte care au fost prezentate astăzi în cadrul conferinței de presă, și iată le avem și aici, le putem prezenta și la FA în cameră, sau dacă vor cineva să aibă acces de ajuns să ne scrie, dar toate acestea sunt urmări ale încălcării legii și trebuie să se termine într-un dosar penal. Și atât dosarele penale care sunt practic aici pe loc. Nu știu de ce nu se autosesizează organele de forță care trebuie să acționeze aici. Da, domnule Voznoi, vreau ca să ne vorbiți un pic și despre starea de lucru din Valea Trandafirilor. Și acolo a existat o serie de probleme. Da, și acolo noi am văzut așa numit investitor străin, da, deja din Turcia. Nu știu de ce, dar a fost un administrator, aceeași persoană care a fost administrator la restaurant Doina. Noi știm că ea are și un soț care a fost un candidat la... Pe listele. Da, 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 ca judecător, la funcția de judecător, dar n-a trecut. Decât am înțeles. Dar totuși, asta pentru mine e un semn de întrebare. Oare este atât de transparent acest investitor? El tot a spus despre responsabilitatea socială, că va fi amenajată zona din Valea Trandafirilor, care n-a fost amenajată de vreo 5-6 ani. Și eu pun întrebare, dar de ce n-a fost amenajată din partea spații verzi sau direcția parcurilor care noi avem, dar nu știu cu ce se ocupă. De ce trebuie să vină un investitor
care trebuie să ocupe anume cu economie, da, cu câștigul business, de bani, da, câștigul de bani. Dar el vine să, să faci ne bine. Nu, eu nu, 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 nu vreau să, să fiu atât de, să, să am atât de încredere. Asta e naivitate. Da, da. Și iată când noi am pus acești întrebări, inclusiv cu judecător, da, el undeva a dispărut, acest investitor. El a spus că undeva în luna februarie o să fie creat un site unde noi putem să facem propuneri pentru această amenajare și numai apoi o să fie investiții, o să fie construcții. Dar ia că deja noi în luna aprilie și nu vedem pe acest investitor. Da. Domnule Ungureanu, dacă spuneam ceva mai devreme de Valea Trandafirilor, acolo urma să fie construit atât un centru comercial cât și un bloc de etaje, da? Care nu corespundea până la urmă rigorilor înaintate. Da, se, păi se preconiza aplicarea, da, unei noi scheme din cele care au fost menționate sau care sunt, da, deja puse în aplicare, de schimbarea destinației terenului, schimbarea a numărului de etaje care poate fi, pentru fiecare tip de teren are un anumit număr de etaje, înălțime care poate fi realizat. Deci și așa mai departe. Deci se are, ei merg mai adânc. Dacă vede că un anumit tip de teren nu le permite, ei trec mai adânc la legislație. Deci sunt așa numiți oameni de ăștia care hotărăsc întrebări, reșalcike, care se duc și pentru ei, pentru anumite sume de bani. De ce sunt folosite anume ei în schema aceasta? Pentru că chiar și dacă ei sunt prinși, ei nu au nimic cu primăria. Deci, practic, pe ei nu a... deci ei dat bani, să-l întreb, i-am dat bani că e cunoscut de-al meu sau ceva. Deci, este foarte greu de elucidat toată schema aceasta, doar dacă cineva din ei mărturisește garant la coadă. Dar asta este foarte puțin probabil să așteptăm noi. Și ca să nu creadă lumea, nu știu, că noi am fi împotriva investițiilor europene, internaționale, sau este, hai să răspundem, este aceea cu ce sparie conducerea liberală a primăriei, în special domnul Chirtoacă, pe noi toți și face așa o referire la vectorul geopolitic, voi sunteți cu estul, cu sudul, cu vestul, cu nordul, nu știu cu cine mai sunteți voi. Și, deci el face asemenea lucruri care... Și da, să spunem foarte clar, noi nu suntem împotriva. Noi suntem pentru investițiile străine, europene, de unde ar, dar să fie investiții curate, investiții care să vină să adauge un plus valoare la economia noastră. Noi avem nevoie de capacități de producție. Noi avem nevoie de capacități noi de producție în agricultură, spre exemplu, de a revigora industria noastră, de a face noi locuri de muncă. Deci pentru asemenea investiții noi avem nevoie și sunteți investiții responsabile, atât ecologic, cât și social. Deci în mai multe puncte de vedere. Dar atunci când vin niște investiții în niște cercuri foarte ușor, care se câștigă doar bani, spre exemplu, este mult mai ușor să câștigi bani din circuitele scurte comerciale. Ai venit, ai cumpărat, ai adus, deci, dar este mai mult mai greu prin circuite de producție. Dar anume asta avem nevoie. Noi trebuie să facem o anumită producție, noi avem potențial. Și atât acestea nu se dezvoltă. Deci nu, să nu creadă lumea și să nu creadă investitorii că se încearcă cumva a pune piedici. Și pentru, în special pentru cei care iarăși vor veni cu argumente gen Chirtoacă, cum că da, suntem, deci, vă rugăm, las să vină, chiar suntem bucuroși și vom fi cei primii, cei care vom da mâna cu investitorii onești, care vin să facă și business, dar să facă și aibă și o responsabilitate și să fie transparenți, nu să folosească scheme din astea care să... Și așa este ciuruit orașul acesta de fel de fel de scheme și fel de fel de lucruri, dar să vină foarte cinstit și onest. Dar când sunt probleme clare, indicate, cum că îngreunează transportul, îngreunează situația ecologică, atunci haideți să stăm, să discutăm, să vedem cum putem hotărâ întrebarea, nu le... ne pune în față că iată, aceasta este cum au hotărât primăria și cu investitorul. Pentru că este foarte greu și foarte suspect atunci când vezi că primăria face lobby pentru careva din investitori, pentru careva din... Și cam cele mai multe ori anume așa și-a fost. Și în cazul ăsta de la Valea Trandafirilor, pretura, primăria, toți susțineau anume acel investitor. Deci parcă ei ar fi trebuit să fie cei care sunt, așa spunem, neutri la dezbaterile publice, dar ei erau cei care îi susțineau și la multe alte lucruri. Deci, iată care este. Da, da, și asta s-a fost, a fost o întrebare dacă, de ce, poate ei nu știu această informație, dar noi am obținut această informație prin simplă adresarea la primărie. Da? Este un dosar unde sunt strânse documente, actele, da? Și fiecare investitor are acces, eu cred, că la aceste documente. Și se vede din start că iacă aici, pe la Băucani, este schema, prima schemă, fără drept de privatizare, care
când pe urmă a fost dată în judecată, da, primărie. Da. Și pe urmă a fost obținut această clădire. Pe urmă a fost teren aferent, așa zis. Noi acum vorbim despre hectare, teren aferent. Da? Pe urmă a fost o schemă cu tăiere copacii. Da? Da, ajungem să discutăm și acest aspect, da, la moment. Și asta se vede din start. Noi nu vorbim despre ceva foarte complicat. Da? Și dacă tu ești un investitor cu juriști, cu echipă, atunci tu trebuie cumva să te obții de această schemă coruptă. De ce aici se scrie Stop Fake Investors? De atât că fiecare dată când voi ca telespectatori vedeți că primar Dorin Chirtoacă vine cu o propunere sau cu investitori așa zise europeni, da? Asta voi trebuie să distribuiți și să puneți acest hashtag la rețeaua de socializare. Da? Să ținem cont că acum va fi corupție. Poate el nu știe. Poate, într-adevăr, oameni de la Dedeman nu știu că nu se permite la arterie să pui un hipermarket. Aici vreau să ajung. Da, domnul Ungureanu făcea referire la calitatea aerului și la ambuteiaje. Inevitabil ajungem să discutăm despre starea de lucruri de pe strada Ismail. Dar eu vă reamintesc că a fost, da, pentru fiecare mall sau hipermarket, a fost două păreri de la miniștri, da? De la ministrul transportului, da, și de la ministrul ecologiei. Ambii sunt de la Partidul Liberal. Și ei, ambii au trebuie spus... Trebuie să găsească consens, da? Nu, ei au spus că nu se poate. Din start au spus, nu se permite să punem încă vreo, nu știu, 300 de parcări lângă arterii principale. Și sunt colegi de partid, da, al lui domnul Chirtoacă. Deci nu a fost ușor să spună. Dar au fost puși în situații care nu puteau să spună altfel, pentru că avea să fie filmați, avea să... Și iată, da, dacă putem, da, să... Arătați telespectatorilor noștri zona ca să vadă care... și ei. Pentru, dacă ne uităm, proiectul Dedeman deja este, da, alte. Zona de lângă strada Ismail este așa numitul sau fostul combinat Piele, da, ăsta, care toți îl știu. Iată zona care va fi supusă demolării. Iată, dacă luăm încă o dată, revenim, aici este zona din partea strada Ismail. Așa mai departe, iată un pic despre situația actuală care este acolo. Sunt acele și... niște construcții care vor fi demolate și până la urmă, dacă să trecem peste toate, și toate documentele astea sunt în acces liber. Sunt în, deci noi le putem, sigur că cu o cerere oarecare, iată cum vor ei să facă. Deci este proiectul. Și închipuiți-vă, proiectul arată aici foarte bine, dar când va fi gătit, aici vor fi mașini peste mașini. Aici nu se va putea trece, aici nu, și așa vor închide circulația aceasta cu tot ce este posibil. Deci lucrurile astea, ele par, nu știu, și uneori mi se face impresia că oamenii ăștia care stau la decizie la noi sunt ca, nu știu, ca aborigenii cei când au venit Columb și le arăta oglinda și pentru oglindă dădeau aur sau, deci, lucruri în astea. Deci, care pentru niște desene care le s-a, un investitor, trebuie să fac la foarte ieftin, poți să faci în anumite programe desenele astea și să le, doar că arată foarte bine și frumos colorate, ei le aprobă sau... Fără mari discuții. Fără mari discuții. Și nu există niciun studiu de fizibilitate aici. Nu, da, trebuie deja. Fi... Da? Nu există poate, nu știu, un fel de... Fiecare dată noi vedem ce? Că asta e Europa, asta locuri de muncă, asta tehnologii. Da. Arătați, vă rog, care va fi impact pentru locuri de muncă. Câte locuri de muncă? Cât, da, investiți? Câți bani? Deci noi nu avem supermarket cu construcție de materiale? Avem materiale de construcție. Da, avem. Da. Avem vreo 3-4, da, firme. Noi avem. Avem deja destul de multe. Destul pentru de ce noi trebuie... Noi așa avem ambuteiaje enorm acolo, în această zonă. Da? Da. Pentru ce... Ismail 99, da, da. Și în mod normal, asemenea unități comerciale mari, ele se amplasează, dacă vrea să dezvolte orașul, ele se amplasează în afara orașului. Chiar și în orașele mari în care ele
printr-un accident istoric sau mai înainte erau acolo, ele se scot în afara orașelor. Să luăm exemple de orașe europene și chiar nu doar europene, în Rusia, în Polonia, asemenea toate statele. Deci toate le scot la marginea orașului, acolo unde nu se fac ambuteiaj, acolo unde nu există pericolul ca să nu ajungă pompierii la timp, să nu ajungă poliția sau salvarea la timp la oameni din cauza ambuteiajelor. Deci trebuie să se facă o delimitare foarte clară, pentru că noi încărcând și mai mult acest oraș, îl facem practic imposibil de a locui în el, pentru că fiecare om care va locui în acea zonă sau va trece prin acea zonă, el trebuie să iasă la lucru ca să ajungă la 8, el trebuie să iasă cu 2-3 ore mai devreme. Și asta în condițiile în care noi pentru transport public nu avem o bandă separată, noi nu avem metrou, noi nu avem posibilități ca să le dăm oamenilor o alternativă. Pentru transportul public stă de asemenea ca și tot transportul în aceste ambuteiaje. Deci oamenii care au ajuns acum la conducerea nu se gândesc, nu au acele cunoștințe teoretice sau practice să vadă la alții cum fac, să le aplice. Ei nu au o strategie de dezvoltare și asta din toate documentele astea, din tot ce se face, cam asta reiese, pentru că se merge chiar uneori pe încălcări de lege grosolane. Iată cum acele, că s-a dat pentru un anumit tip de construcție, apoi se schimbă foarte repede și înainte de a se da autorizația de construcție, ei deja știau ce fel de... Deci se fac chiar greșeli din astea cât de grosolane se poate, dar... Domnule Bureanu, nu vi se pare straniu că se iau în vizor anumite edificii de importanță majoră, de pe artere principale? Când vorbim de lucrul ăsta, am zis, fac referire și de pe strada Ismail, cer scuze, dar aici nu poți ca să nu pomenești și despre Casa Sindicatelor. Da, Casa Sindicatelor este un alt proiect nou care urmează să fie făcut într-un centru comercial, deci da. Este o clădire, eu consider, este o clădire istorică. Personal, de mine și de mulți alții, aceasta este legată de vremea studenției, când se făceau foarte multe prezentări și da. Foarte multe activități cu distractiv culturale și așa mai departe. Ea poate fi adusă la o condiție foarte bună. Iată, iarăși se pune în aplicare o schemă prin care deja este proiectul cum se va lua această casă. Domnul Vitali poate ne poate spune da. Mai mult că a avut la și documentele. Da. Eu nu prea am avut acces la documentele, eu da. Nu mai știu informația care a fost. Dar a fost informația publică la RAIS cu Capital Invest, da, care este, noi știm, afiliat la domnul Șor. Da. Și iată aceeași caz, că noi avem strada Kiev, care este super încărcat. Da? Noi știm că la ora 17 acolo trebuie să stai undeva vreo 30 de minute, că să depășești undeva un kilometru, nu mai mult. Chiar da? Mai puțin. Mai puțin, da, de la strada Dimo până la Aleco Ruso. Și dacă noi punem acolo un mall cu 40 de mii de metri pătrați, da, noi înțelegem că oricum o să fie încă vreo 50% ambutiaș mai mare. Da. Și iacă, uitați, noi avem Mirce cel Bătrân, strada da. Kiev, strada Petrecani, strada Nicolae Costin la Buiucani, strada Tistimițeanu, strada Ismail. 6 deja. Deci practic o da, încă se preconizează 2-3 și noi să avem... Un oraș paralizat. Da, paralizat. El și acum a fost paralizat deja. Pentru că astăzi noi când ne-am pregătit la conferința de presă, undeva o oră, da? Da, de la Buiucani s-a ajuns până la... Erau niște ambuteiaje incredibile. Păi da. Anume, când se întâmplă vreo reparație sau vreo ploaie, toți știm, cei care stăm prin Chișinău, știm ce se întâmplă, ce se începe. Și este imposibil. În loc problemele acestea. Și nu este o problemă care a apărut de jumătate de an sau de un an. Problema asta este de 10 ani. Deci cei care sunt la conducere ar trebui să aibă măcar o strategie, o idee de rezolvare. Strategie trebuie să apară cum? Să fie plan urbanistic general, pe urmă planuri urbanistici zonale, și apoi trebuie să fie plan urbanistic detaliat. Da? Așa zis. Ce noi avem? Schema coruptă, numărul 9, când se dă așa un fel de... autorizație? Nu. Când se impune la agent economic că să faceți plan detaliat, dar să faceți și plan zonal. Să avem niște cheltuieli care Chișinău proiect nu să aibă acest cheltuiel, dar agent economic, ca un fel de nagruscă, da?
în limba rusă. Sarcina în plus, da. Și iată, noi avem ca un fel de 3-4 într-o zonă, că noi nu avem o viziune generală cum trebuie să dezvolte această zonă. Ca zonă comercială, ca zonă rezidențială, ca zonă industrială. Da, este mai multe părți, da, într-un mozaic, așa, da, cum se adună, da, într-un... Ca un puzzle, dar foarte rău gândit. Domnule Ungureanu, urmează să avem parcări cu plată. Iată, aceasta este o altă mare probleme, întrebare, durere, poate aș spune, de ce nu, a noastră, tuturor, care s-a început, s-a făcut mare tantaram de către primărie, de către, în special, Dorin Chertoacă, care era cel care se lăuda cu acest proiect. Efectiv, îi impunea pe toți că este un proiect foarte bun. Chiar recent în presă a spus că unde sunt cei care nu-i vedeau, că erau prin primărie și așa mai departe. Deci, iarăși, niște aberații, pentru că această companie, Park Light System, a apărut cu 45 de zile înainte de licitația pe care a câștigat-o la PPP-ul ăsta care a fost indicat de primărie. A venit cu niște... Deci este o companie care în Austria, unde este pus în documente că este sediu, unde este înregistrat și așa mai departe, nu există în acea casă, în acea edificiu, pe acea adresă, nu există asemenea companie. Deci are fondatori iarăși și din offshore. Deci sunt lucruri foarte multe care nu sunt normale, iar cea mai mare neregulă care a fost depistată și de către societatea civilă și este faptul că vor lua 90% din toate veniturile care le vor obține de pe parcări. Ceea ce este, și doar 10% vor veni în cadrul primăriei, ceea ce este iarăși un jaf la drumul mare, chiar la drumul mare, pentru că este unde acești bani, practic, cu niște eforturi foarte mici, vor fi duși peste hotare și aici merge vorba de sume de zeci de milioane și chiar pot să ajung la miliarde pe an de dolari. Deci, din DAX-ul vor pune în practică ce acum vor ei să facă în totalitate. Vom fi toți puși să plătim, atât pietonii nu vor avea normal pe unde trece, nici șoferii, deci nu se rezolvă întrebarea nici de cum. Domnule Voznoi, acord aceeași întrebare. Parcăm cu plată? Da, parcăm cu plată. Numai decât. În centrul orașului, numai decât. Asta e normal. Dar eu sunt de acord cu domnul Sergiu că nu rezolvă nimic acest contract. Rezolvă numai interesele financiare grupului liberal sau cineva care stă din spate. Și noi toți înțelegem acest lucru. Noi înțelegem că nu așa, că nu este pur și simplu o coincidență că este un jurist care este fratele juristului de la Calea Ferată Moldova, da? Om de încredere, așa zis domnul Topal. Înțelegem că există ceva din partea procuratură, că ea nu vede adresări acum numai. A văzut că, da, există o problemă și a fost deschis dosar penal. Da, ieri. Dar un an de zile n-a văzut. Noi am, sau domnul Filat, Adrian Filat, a avut conferință de presă împreună cu Victor Chironda, unde a spus că, da, este excrocuirie, pur și simplu. Și de ce n-a fost o reacție? Eu cred că acum lumea a înțeles că asta chiar va fi o problemă. S-a început deja la strada Ștefan cel Mare. Și înțelegem că este pus din banii Berdului, da? Că va fi gestionat de o firmă din offshore, dar banii o să trec la liberalii sau democrații, nu știu. Proiectul acesta a fost, da, spuneți, dat. Este și o adresare la procuratură, o sesizare prin care se sesizează procuratura în privința încălcărilor care au loc în acest proiect și numai devreme decât ieri procuratura a venit și a venit cu o declarație de presă prin care a spus că deschide un dosar penal pe marginea acestui proiect.
Iarăși ieri a avut loc lansarea unui studiu, evaluarea impactului corupției asupra bunei guvernări în municipiul Chișinău. Da, deci chiar vă rog să rămânem aici. Un studiu foarte amplu în care se descrie care sunt lacunele legislative care permit, inclusiv permit existența acelor scheme, care sunt schemele care au fost puse în aplicare. Deci, un raport de cine e elaborat? Expert grup. Da. Expert grup a fost ca consultanță, dar principal a fost CNA. Da. Și au venit cu o serie de încălcări care au fost depistate? Scheme. Vezi că nu pot să vin chiar exact cine a făcut, cine a semnat, pentru că asta ar însemna că sau ei nu-și fac treaba și trebuie să-i închidă, sau de ce puneți niște nume care îi calumniați. Dar deja sunt semnale foarte clare că lucrurile nu mai pot să meargă chiar atât de ușor mai departe, sau vor încerca să se împartă și cu cei de la CNA, sau ceva va trebui să se facă, pentru că mai departe nu va... Eu am spus ieri la această masă rotundă că cea mai bună rezoluție pentru sfârșitul acestei mesii va fi că domnul primar, care a fost acolo tot prezent și a făcut PR-ul la fel de fel proiecte, tot, să spunem, europene, că el trebuie să fie pur și simplu încătușat. Chiar acolo. Asta va fi un rezultat cel mai sănătos. Da, a fost o informație în timpul mesiei că a fost sau luat vicepretorul domnul Mistreanu de la Buiucani și noi am avut niște schimb de păreri. De ce s-a întâmplat așa? Și el a spus că domnul Mistreanu este unul de cei mai buni funcționari publici și el a spus la toți funcționari că trebuie să fiți foarte atent, că nu să permiteți la corupție. Dar dacă eu văd materiale unde el nu vede adresări de la domnul Carpov, în cazul la Buiucani, el nu vede că o dată, a doilea, a treilea dată, domnul Carpov, care a fost arhitect șef în 2015, 2013, și totuși el caută investitori. El a căutat ambasada Chinei să fie acolo la strada Nicolae Costin. Dar pe urmă a găsit, cred că, pe investitor firma care deja, despre care noi am spus. Da. Și ei, asta tot așa o fățărnicie, că ei au elaborat un plan de acțiuni. Lasă să Sergiu să spune. Să vedem cum o să fie respectat, da? Da. Un plan de acțiuni împărțit pe semestre, în 2017-2018. Haideți să spunem despre indicatori, care, indicatori de calitate, da? Da, numărul de instruiri, numărul de persoane instruite, de exemplu, instruirea persoanelor acorduri de elaborare încheiate, acte de expertiză. Deci sunt indicatori care vor să, care sunt puși aici în planul acesta. Deci, iarăși, după părerea mea, sunt un pic vagi acești indicatori. Domnul Gureanu, eu vreau să revenim un pic la problema copacilor tăiați. Chiar noi, în studioul ăsta, am discutat, cred că în repetate rânduri, problema copacilor, problema modului în care s-a făcut acest lucru. Până la urmă, vina s-a aruncat de pe umerii unora sau altora, nu a mai dat de capăt cine trebuia să ia poziții, cine trebuia să se autosesizeze și așa mai departe. Haideți să discutăm un pic. Lucrurile astea, iarăși, sunt de mai multe tipuri, cu mai multe elemente. Da. Sunt unii care sunt tăiați conform unor scheme de acaparare de teritoriu, iată, care sunt prezente și sunt elucidate. Unii sunt pur și simplu tăiați că așa se face din neprofesionalism uneori, sau uneori chiar din profesionalism când trebuie tăiați copaci. Deci să nu amestecăm toate într-o oală, dar sunt unele probleme și în special cele legate de inexistența capacităților de a estima care copaci sunt buni sau care copaci sunt răi. Spre exemplu, sunt unii copaci care au rădăcini în lateral și din cauza multor construcții sau ceva au fost tăiate și ei reprezintă deja pericol și ei pot să cadă sau ei deja au fost să se usucă. Dar
Spre exemplu, am fost cu toți, noi am fost în mai multe orașe europene și nu doar europene și vedem uneori chiar alei unde sunt arbori foarte bătrâni, de peste 100-200 de ani și care stau bine mersi. Sau reprezintă uneori chiar un patrimoniu al acelui oraș. Al acelui. În Chișinău, din păcate, așa ceva nu vedem. Și unicul criteriu de analiză, spre exemplu, al dacă stai copac sau nu, deci dacă a depășit, spre exemplu, aici pun un criteriu, dacă a depășit 60 de ani, gata, îl tăiem. Deci iarăși nu este un lucru. Nu există un aparat care să... Adică există aparat, dar nu există la noi în municipiul Chișinău, care să vadă exact, să scaneze dacă este o structură găunoasă, dacă este o structură care prezintă pericol, atunci da. Dar dacă acesta poate trăi și 200 și 300 de ani, de ce nu? Pentru că chiar nu departe, chiar să mergem în Iași și vedem acest lucru în alei care sunt destul de bine păstrate și nimeni nu are probleme cu ele. Deci oameni care au alte viziuni, oameni care încearcă să aibă diferit, nu pună doar un singur șablon pentru tot orașul, un singur șablon pentru pentru toți noi. Domnule Voznoi, unii copaci au fost tăiați pentru a obține masa lemnoasă. Eu nu pot să spun precis acest lucru. De atât că asta trebuie să fie o investigație bună, sănătoasă. Să avem noaptele la mână. Noi nu mai spunem cuvinte, dar nu vedem cifre. Eu ce pot să spun, că eu am văzut chiar un pic mai mare deschidere de la organizația Spații Vers, întreprinderea municipală, da? Decât de la alte organizații. Chiar și în acest exemplu pe strada Nicolae Costin. Dar totuși noi știm că sunt scheme și acolo. Da? Chiar când noi la finalitatea conferinței de presă s-a adresat o jurnalistă de la Privesc, dacă nu mă greșesc, și ce ea a spus că la strada Sădăveanu a fost amenajate parcări cu plată, sau o să fie parcări cu plată, da. Și acolo au fost tăiate rădăcinile la... arbori. Da, la arbori, da, nu țin minte, la tieri, da. Și atunci noi rămânem și fără tieri, dar încă există o problemă că fiecare an întreprinderea Spații Vers ea plătește despăgubiri la cei care aparțin automobile. Este preconizată suma de jumătate de milion de lei. Asta din start. Să știe că deja o să fie... căderi de arbori sau căderi de crengi care... Da, da. Și în loc să cumpărăm acest echipament defectoscop, se numește, cu 300 de mii de lei, și să știm care este copac sănătos sau nu, noi nu mai dăm jumătate de milion de lei. Dacă noi să spunem despre investitori fake, noi vedem că fiecare an, chiar și astăzi, a ieșit primăria cu un fel de raport că noi am sădit, astăzi a fost cifra de 15.000 de copaci. Dar cum noi putem să fim siguri și să verificăm? Dacă noi nu avem pașaportizarea acești copaci, noi putem să spunem 300 de mii că a fost sădiți. Unde a fost sădiți? Când a fost sădiți? Cât costă? De atâta, un arbor care a fost sădit, el costă 20 de lei. Da. Dar un arbor care are 40 de ani, el costă cel puțin 1000 de euro. Da. Regea ne spune că mai avem o minută în cadrul acestei emisiuni. Domnule Ungureanu, eu țin să vă insist, insist asupra acestei întrebări. Ați venit cu o serie de dovezi, o serie de acte care vin să confirme ceea ce ați remarcat. Urmează să vă adresați în instanță de judecată? Care vor fi următorii pași? Da, pe o parte din acestea deja vom înainta demers în instanțele de judecată, o parte deja așteptăm răspunsurile finale, deci se pregătesc actele pentru a merge mai departe în instanță. Sigur că pe o bună parte din ele va trebui să avem autosesizări sau răspunsuri din partea organelor de resort, decizie. Pentru că dacă mergem așa mai departe, atât cu spațiile verzi, cu copaci, am rămas din orașul cel mai verde care era cândva Chișinău, astăzi cu cât mai puțin și tot mai puțin copaci, care în locul lor se fac parcări cu plată, în loc să avem un oraș verde, un oraș care să ne dea oxigen, să ne dea libertate. Domnule Voznoi, vom avea și alte dosare deschise? Eu cred că vom avea, dar astăzi eu totuși am o propunere la
toată societatea civilă, da, că noi nu să tolerăm și nu să ajutăm la acești fake investitori, de atât că noi avem și o situație la Valea Trandafirilor, când a fost un acord secret dintre organizația obștească, se numește Orașul Meu, și avem și acum, mâine trebuia să fie o acțiune când 5.000 de arbori trebuia să fie plantați. Dar în acest caz noi vedem că a fost defrișați undeva vreo 200 de arbori de 30-40 de ani. Și da, nu trebuie să tolerăm, dar desigur o să avem, și eu cred că o să avem și adresarea la judecată, numai decât o să avem, și un dosar penal. Domnule Văznoi, domnule Ungureanu, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit telespectatorilor. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic, sunt Vlad Madan, rămâneți alături de noi.